Într-o conferință de presă desfășurată astăzi la București, direcția comercială a uzinei de automobile Dacia Renault de la Mioveni a prezentat rezultatele vânzărilor înregistrate în anul 2011. Să începem cu câteva cifre pentru a vedea că pentru noi anul 2011 a fost un an foarte bun. Peste tot în lume am vândut mai mult de 340.000 de mașini. După cum vedeți, avem un echilibru suficient de bun între gama Logan și gama Sandero, în care ambele au reușit să vândă în jurul la 90.000 de unități. Iar în ceea ce privește Sandero, 45% din mixul de Sandero vândute sunt Sandero Stepway, ceea ce pentru noi reprezintă un succes pentru că am reușit să facem acest mix de vânzări. Iar în ceea ce privește modelul Duster, avem o performanță chiar foarte bună și anume de 161.203 unități vândute. Pe piața românească, în anul 2011, cele mai bine vândute modele le-au înregistrat Loganul și Dusterul. În ceea ce privește piața din România, într-un context dificil, într-o perioadă de criză care persistă, ne-am confirmat poziția pe piață, o poziție de lider, cu o cotă de piață de 28,9%, cu un volum care a ajuns la aproape 31.000 de unități, cu un mix puțin diferit de cel european, unde gama Logan rămâne axa principală a vânzărilor noastre, Loganul fiind modelul cel mai vândut pe piața românească. Apoi, trebuie să vă atrag atenția și asupra modelului Duster, care a obținut o performanță foarte bună și pe această piață, respectiv puțin peste 7.000 de unități vândute. Vânzările Dacia în afara României au înregistrat în 2011 un nou record cu peste 312.000 de unități comercializate. Marca și-a consolidat succesul pe piața europeană, unde au fost înmatriculate 240.470 de vehicule. Franța rămâne prima piață de export pentru Dacia, cu peste 94.000 de unități vândute. Germania ocupă a doua poziție în topul exporturilor Dacia, cu 43.452 de unități vândute. O creștere importantă a vânzărilor Dacia a fost înregistrată și în Italia, unde în 2011 au fost comercializate 26.838 de unități.